2008, când am început Neața, de atunci s-au strâns foarte multe premii. Visul nostru este să avem câte un astfel de trofeu pentru fiecare membru al echipei. Dar pentru că marea și frumoasa familie de la Neața se mărește în fiecare an, va trebui să câștigăm mult timp de acum încolo să ajungă la fiecare dintre cei din echipă câte un astfel de trofeu. Eu vă zic că data viitoare facem o sală plină numai cu echipa de la Neața, că mi-am dat seama că dacă ne numărăm, umpleam sala asta. La anul ne vedem. Mulțumim pentru tot! Mulțumim! Las că mai vorbesc și eu, Răzvane, că ai plictisit pe aia de ieri de tot. A luat Răzvan a luat un cuvânt. Eu i-am zis, băi, ia cuvântul. Zici tu, mulțumesc, să plecăm. Da! A făcut Răzvan una de-aia de 40 de zile. Mi-a zis, a plâns domnul de la ProTV. Domnul Dan chiar a și zis, bă, dar cum supraviețuiești alături de băiatul ăsta? Fetele de la ce să mai a fost așa? Nu puteai să zici și tu de rău? Că asta se apreciază la primii. Dar tu ce ai zis, Dani? A zis că mi-a zis soția să nu mă fac de râs. Că de obicei când iau cuvântul la premiile TV Mania se râde mult și se plânge și mai mult. Da, da, da. Și am zis mulțumesc și am plecat acasă. Bun. Foarte bine. Mulțumim tare mult. Este premiul colegilor noștri. De fapt, după cum știți, n-aveam cum să rezistăm atâția ani la televizor fără toată gașca de la Neața și fără oamenii care atât de pe sticlă cât și din afară ei ne fac să mai părem și noi din când în când deștepți. Ceea ce astăzi nu este cazul. După cum să vedem figura alăturată. Mulțumim cititorilor TV Mania, mulțumim echipei de la Neața, după cum am spus, cea mai mare și mai tare familie de live din România. Să începem frumoasa emisiune, este zi de... Miercuri, când mijlocul de săptămână, nu-i așa, este marcat de noi în diverse chipuri și forme. E... Ce faci, pumbere? Cadre, face cadre. Am înțeles. Și eu mâna pe el. Bună dimineața! Bună pe premiu, dimineața! Că până la urmă de ceva timp sunt și eu aici cu voi. Hai la Nicolae aici. Care ne-au intervievat cumva aseară aveau parte din apucăturile tale, Ramona. Toți începeau cu aceeași chestie. Am crescut cu dumneavoastră. Am ajuns la acel nivel al putirinței. Am crescut cu dumneavoastră. De mic... De mică, eu chiar am crescut cu dumneavoastră. Am înțeles. Care ar fi povestea dumneavoastră? Povestea mea este că atunci când am avut eu prima dată televizor la 15 ani, da, și am avut și prima dată antenă ca să pot vedea anumite posturi, v-am văzut pe voi prima dată la televizor. Și îmi doream să intru într-un fel sau altul prin televizor să ajung lângă voi. A, ce drăguț. Nu este o glumă și nu este doar o poveste așa făcută acum pe loc. Asta s-a întâmplat și de-a lungul anilor mi-am dorit de fiecare dată să fac într-un fel, să ajung să lucrez cu voi. Mulțumim. Și uite, mai aici cale de câțiva ani am reușit să pun și o mână pe el. Poate o mică parte mi se datorează și mie. Ăla rămâne la tine. Rămâne la mine. Nu să luăm și pentru următorii membri ai... Ce drăguț.